lăudat să fie Iisus Hristos. Ucernici, părinți, iubiți credincioși, am ajuns la cea de-a opta meditație pe care o intitulez Misterul agoniei lui Iisus în Ghetsemani. Pentru a intra în acest mister al Ghetsemanului, vă propun să pornim pe o rută ușor ocolitoare. Aș dori să mă refer la un fapt care s-a petrecut în Italia în anul 1993. Pe data de 15 septembrie, un preot italian din Palermo, pe nume Pino Puglisi, a fost asasinat de către organizația mafiotă Cosa Nostra, chiar în ziua în care împlinea 56 de ani. A fost ucis în fața locuinței, în fața casei sale. Coborâse din mașină, se îndrepta spre poartă. Atunci cineva l-a strigat, el s-a întors și între timp s-a apropiat pe la spate Salvatore Grigoli, asasinul, cel care l-a ucis cu o lovitură, l-a ucis cu pistolul, l-a împușcat în cap. Acest asasin a fost arestat vreo 4 ani mai târziu și după arestarea s-a început un fel de drum de al părerii del rău, a schimbării, și a mărturisit la un moment dat care au fost ultimele cuvinte ale preotului înainte de a fi ucis. Și a zis așa: Don Pino a zâmbit și mi-a spus: me lo aspettavo. Mă așteptam la asta. Am dorit să pornesc de la acest incident petrecut în Italia pentru că ne ajută să înțelegem mai bine tema pe care vă propun pentru această seară. Don Pino a fost înainte de toate un slujitor credincios al lui Dumnezeu. De altfel, biserica a recunoscut viața sa eroică și în 2013 a fost beatificat la Palermo, în fața la vreo unui grup de aproximativ 100.000 de oameni. A fost un preot exemplar care s-a ocupat mai ales de pastorația tinerilor și a reușit să-i sustragă pe foarte mulți tineri din ambientul lumii interlope, scoțându-i din grupuri de oameni fără caracter care i-ar fi îndreptat spre ruină. Iar faptul că i-a scos pe atât de mulți tineri din acele ambiente dăunătoare, mafia a ucis să-l elimine, pentru ca să-l facă să se oprească. Două lucruri sunt relevante în istoria lui Don Pino Puglisi. Apostolatul său a provocat și a deranjat o societate profund atinsă de rău. Și al doilea lucru, conștiința sa că pentru asta va trebui să plătească un preț. Și de aceea a spus: me lo aspettavo. Mă așteptam la asta. Ce legătură are istoria acestui preot cu Iisus Hristos și cu misterul din Ghetsemani? Don Pino a fost un ucenic al Maestrului și Mântuitorului său, Iisus. Unit cu Mântuitorul în gândire și în simțire interioară, Don Pino a retrăit în realitate ceea ce a trăit înainte de el Iisus însuși. Și iată cum. Iisus Hristos a venit în această lume ca să salveze oamenii din ghearele morții și din puterea răului. Iisus a venit în lume ca lumina cea adevărată, care a luminat în întunericul lumii noastre. Iar oamenii care erau profund atașați de lumea întunericului și de vechea lume nemântuită, au reacționat la mesajul lui Iisus.
exorcismele pe care Iisus le-a săvârșit. Iisus i-a scos pe atâția oameni din sfera aceea a răului, din sfera împărăției răului și i-a chemat să devină membri ai împărăției lui Dumnezeu. Iisus Hristos a deranjat structura lumească. Mesajul său de iubire, de slujire, de bunătate a deranjat profund gândirea unui imperiu care era bazat pe ideea de sclavagism și care avea milioane, zeci de milioane de sclavi. Mesajul lui Iisus despre și noua sa viziune despre Tatăl, atacul său la adresa templului, toate acele lucruri pe care el le-a pus în discuție cu privire la vechea religie, toate aceste lucruri i-au atras dușmânia și ura multora care și-au dat mâna pentru ca să îl elimine pe Iisus. Cu alte cuvinte, Iisus nu a venit în lume cu un mesaj de tipul smile, zâmbește, Dumnezeu te iubește. Nu? Nu că n-ar fi spus și n-ar fi înțeles și asta. Dar Iisus a venit în lume cu un mesaj esențial și angajant. Și asta a provocat vechea lume nemântuită, care și-a dat mâna cu forțele răului pentru a-L opri pe Iisus și a opri lucrarea sa. Iisus știa de planul lor. Știa că de mai multe ori autoritățile au voit să-L aresteze. Iisus a fost de mai multe ori acuzat că produce răzvrătire în popor. A fost acuzat că încalcă regulile religiei iudaice și a fost acuzat de blasfemie. Și știa foarte bine ce îi se pregătește. De altfel, Iisus în trei rânduri i-a anunțat pe apostolii săi și le-a vorbit despre suferința, pătimirea sa și condamnarea sa la moarte. A amintit, desigur, și de înviere. Dar era conștient ceea ce îi se va întâmpla. Aceasta era, de fapt, să spunem, consecința logică a lucrării sale din această lume și aceasta era maniera de a acționa a lumii vechi nemântuite. Mă întorc puțin la preotul italian, executat de mafie, practic într-o secundă. Înainte de a fi fost asasinat, așadar în fața morții, Don Pino a zâmbit și a spus enigmatic, me lo aspettavo, mă așteptam la asta. Dar Iisus, cum s-a comportat Iisus în fața morții, ce sentimente i-au traversat ființa atunci când perspectiva morții era aproape? Răspunsul la această întrebare îl găsim în Ghetsemani. În acea misterioasă agonie a lui Iisus, în acele momente petrecute acolo de Mântuitorul, care a experimentat în sufletul său o situație paradoxală. Pe de o parte, Iisus era conștient că va trebui să sufere și să moară și putea să spună, mă aștept la asta. Iar pe de altă parte, Iisus, în fața suferinței care îl așteaptă, exprimă sau simte în sufletul său teamă, repulsie și respingere. Acesta este paradoxul din Ghetsemani. De unde provine această atitudine a lui Iisus în fața morții? Provine tocmai din faptul că Iisus știa bine ceea ce urma să îi se întâmple. Iisus a văzut în viața sa pământească de atâtea ori oameni răstigniți. Spun istoricii că în timpul lui Iisus ar fi fost răstigniți în Palestina vreo 10.000 de
de oameni. Vorbim de uciși oameni într-o perioadă de 30 și ceva de ani. Cu siguranță Iisus a văzut de multe ori oameni răstigniți și știa ce înseamnă răstignirea. De asemenea, Iisus mai știa un lucru, că dușmanii săi îl vor supune la o formă de moarte dezonorantă, rușinoasă, umilitoare, prin care vor putea să demonstreze că El nu este Mesia, nu este trimisul Tatălui. Și de aceea, acolo în Ghetsemane, Iisus realizează ceea ce îl așteaptă și ceea ce urmează. Regăsim acolo în Ghetsemane un Iisus care nu merge în fața morții așa cu răceală, cu indiferență, ci un Iisus profund mișcat, profund atins de ceea ce este pe cale să îi se întâmple. Iată ce spune Evanghelia lui Matei. Atunci Iisus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor: stați aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura. Atunci le-a spus: sufletul meu este trist de moarte, rămâneți aici și vegheați cu mine. Întristare, tulburare și tristețe de moarte. Evanghelistul Marcu va spune, Iisus a început a se înfiora și a se neliniști în fața morții. După descrierea acestei simțiri interioare a lui Iisus, Evangheliile ne informează despre o triplă rugăciune a lui Iisus, evident adresată Tatălui. Iată ce ne spune același Matei. Și mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ spunând: Tată, dacă este posibil să treacă de la mine potirul acesta, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu să fie. După dorința sa firească, sănătoasă, Iisus nu este atras de perspectiva suferinței și a morții. Iisus percepea că suferința și moartea sunt și rămân realități rele, de aceea nu este atras de perspectiva suferinței. Și de aceea îi cere Tatălui, dacă este cu putință, să îl elibereze de paharul suferinței, adică să facă, să nu sufere ceea ce este pe cale să îi se întâmple. Dar adaugă: dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. A doua rugăciune a lui Iisus pare să arate un progres, pentru că spune a doua oară: Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără să-l beau, să se facă voința ta. Iar în cea de-a treia rugăciune, ne spune evanghelistul Matei, se ruga cu aceleași cuvinte. Numai că de data aceasta Iisus nu mai pune atât de mult accent pe dorința sa de a scăpa de potirul suferinței, ci pe voința Tatălui. Dar asta nu este tot. Să ne gândim la un detaliu deosebit de important în Evanghelii, care îl descriu pe Iisus în Ghetsemane. Și anume e vorba despre poziția lui Iisus la rugăciune. Acolo, evanghelistul Luca ne spune că Iisus a îngenunchiat. Iar îngenunchierea în Biblie este gestul rugăciunii, dar și gestul respectului sau reverenței. Matei e mai accentuat. El spune că Iisus a căzut cu fața la pământ. Iar în Biblie, a cădea cu fața la pământ e un gest care exprimă recunoașterea dependenței față de cel în fața căruia tu te apleci. Tu te consideri oarecum supusul, iar pe celălalt îl consideri domnul, stăpânul tău. Iar când este vorba de rugăciune, căderea cu fața la pământ exprimă intensitatea rugăciunii. Deci îl găsim pe un Iisus care se aruncă cu fața la pământ
insistând ca tatăl să-i asculte rugăciunea. Evanghelistul Marcu este de departe cel mai, să spunem, surprinzător, prin faptul că el spune simplu că Iisus a căzut la pământ. Iar această cădere la pământ, în viziunea generală biblică, ne duce spre interpretarea acestui moment în Ghetsemane, în sensul următor: Iisus în Ghetsemane s-a prăbușit la pământ. S-a prăbușit ca o consecință a suferinței interioare și a ceea ce simțea în fața morții. S-a prăbușit la pământ. Vă spun doar că există unele studii realizate de niște medici celebri care interpretează acest detaliu din Evanghelia lui Marcu despre prăbușirea lui Iisus ca un indiciu că acolo în Ghetsemane Iisus ar fi suferit un fel de preinfarct sau infarct sau ceva de acest gen. Dar Evangheliile nu spun acest lucru și de aceea rămâne doar o pură, să spunem, interpretare. O atenție specială cât privește misterul agoniei din Ghetsemane o merită un pasaj din Evanghelia lui Luca, unde descoperim, unde citim următorul lucru. Atunci, spune Luca, lui Iisus i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit și, intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui care cădea pe pământ s-a făcut ca picăturile de sânge. Două lucruri mi se par deosebit de relevante aici. Mai întâi, faptul că Luca spune că Iisus a intrat în agonie. Noi, în limbajul obișnuit, înțelegem agonia ca, să spunem, o stare a organismului care precede moartea și care este caracterizată de pierderea progresivă a funcțiilor vitale. Iar unii și-l imaginează acolo pe Iisus în Ghetsemane, un fel așa, dat cu ochii peste cap și gata să moară. Aici ne ajută un pic știința biblică și cunoașterea limbilor biblice. În textul original al Bibliei, termenul grecesc agonia înseamnă sau desemnează în primul rând lupta sau confruntarea. Este, de exemplu, confruntarea sau lupta unui erou în război. Este confruntarea, de exemplu, a celor care se luptă într-un stadion. Gândiți-vă la luptele din antichitate. Acestea erau numite agonia. E confruntarea, dacă vreți, supremă dintre viață și moarte. Iată sensul agoniei lui Iisus în Ghetsemane. Acolo Iisus a suferit o confruntare, s-a implicat într-o confruntare cu toate forțele ființei sale. Iar al doilea detaliu din Evanghelia lui Luca se referă la sângele, la sudoarea lui care cădea pe pământ și s-a făcut ca picăturile de sânge. Medicina modernă a observat un fenomen care este cel drept rar întâlnit și pe care l-a numit hematidroză sau hematohidroză, de la cuvântul grecesc haima, care înseamnă sânge, și hidros, care înseamnă transpirație. E vorba, practic, de o afecțiune extrem de rară în care o persoană care trece printr-un stres extrem, printr-o maximă suferință, se întâmplă ca sângele să pătrundă în glandele sudoripare, iar persoana respectivă transpiră sânge. Mie mi se pare deosebit de relevant faptul că această observație despre sudoarea de sânge apare unde? În Evanghelia scrisă de cine? De un medic, de Luca. Iubiți credincioși, toate aceste detalii despre Iisus, despre agonia sa în Ghetsemane, ne uimesc și ne
determină să ne întrebăm cum se poate acest lucru? Cum se poate ca Iisus să fi înfruntat suferința și pătimirea cu aceste sentimente, cu frică, cu spaimă, cu înfiorare, cu tristețe de moarte? E posibil așa ceva? Evanghelia ne spune că da. Ne spune că e posibil și că Iisus a mers în întâmpinarea morții cu aceste sentimente. Oare de ce asta? Pentru că acolo, în Ghetsemane, Iisus a trăit toate sentimentele de teamă și de spaimă ale omenirii. Acolo, în grădina Ghetsemane, Iisus a recapitulat spaimele și groaza omenirii nemântuite, condamnate la moarte veșnică, și Iisus s-a angajat acolo în ultima și marea confruntare cu forțele întunericului și cu împărăția morții. De aceea regăsim acolo în Iisus toate aceste sentimente. De aceea regăsim în Ghetsemane groaza, spaima și tristețea în fața suferinței și a morții. Iar Iisus și-a asumat acolo toate aceste frici și spaime ale noastre pentru ca să ne ofere o nouă perspectivă și o nouă viziune asupra suferinței și a morții. Înțelegeți acum de ce Don Pino, un adevărat ucenic al Domnului, un creștin autentic, înțelegeți de ce în fața morții a zâmbit și a spus: me lo aspettavo. Iisus și-a încheiat lupta din Ghetsemane ajungând la o armonizare cu voința Tatălui. De altfel, notează evanghelistul Matei că în momentul în care Iisus a simțit că se apropie grupul care vrea să-L aresteze, Iisus merge și le spune apostolilor: sculați-vă, să mergem. Și Iisus va merge cu curaj în întâmpinarea morții, asumându-și toată suferința, toată batjocura, toată tortura și moartea rușinoasă pe cruce. Iisus, înțelegând că Tatăl nu vrea să le libereze de potirul suferinței, pornește în întâmpinarea morții și va intra cu curaj în cuptorul suferinței. Și acum o întrebare. Iisus a înțeles că Dumnezeu, că Tatăl vrea ca El să sufere. Dar noi putem să înțelegem asta? Vreau să spun, putem să înțelegem cum un tată, vorbind de Tatăl din ceruri, își poate da fiul la moarte și îl poate lăsa să moară? Acesta este Dumnezeu în care noi credem. În ce fel de Dumnezeu credem noi? Ce fel de Dumnezeu este acela care poate admite și permite acest lucru? Este vechea problemă și vechea întrebare despre cum se împacă răul din lume cu bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este atotputernic, asta înseamnă că poate face tot ce voiește. Și asta înseamnă că Dumnezeu poate elimina răul din lume. Corect? Dacă Dumnezeu este bun, bunătate infinită, atunci Dumnezeu ar trebui să-și folosească atotputernicia pentru a îndepărta răul din lume. Este corect? Este corect. Dar dacă Dumnezeu, deși ar putea, nu îndepărtează răul din lume și nu oprește răul, se spunea deja la vremea iluminismului, atunci ori atotputernicia lui Dumnezeu, ori iubirea sa sunt carente. Au o lipsă. Deci ori nu poate, și atunci nu este atotputernic,
ori nu vrea să îndepărteze răul și atunci nu mai este bunătate infinită. Gândiți-vă că această problemă se pune într-o manieră unică în cazul lui Iisus, care este Fiul Tatălui și Cel spre care se îndreaptă toată iubirea Tatălui. Și acolo în Ghetsemani, Iisus a reușit să admită, să accepte și să pună împreună trei lucruri. Că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este bunătate infinită și că Tatăl vrea ca El să bea paharul suferinței. Este interesant cum în Ghetsemani nu găsim un răspuns, să spunem, logic la această dilemă. Nu găsim o formulare filozofică, o teorie filozofică despre problema răului, ci găsim un răspuns viu, trăit concret în persoana lui Iisus Hristos. Și atunci revin la întrebarea, ce Dumnezeu este acesta în care credem noi? Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Aici ajungem la acel, să spunem, mister care este scandalul crucii. Și ceea ce va numi apostolul Paul nebunia lui Dumnezeu. Dar despre scandalul crucii, despre paradoxul crucii și despre nebunia lui Dumnezeu, cea mai înțeleaptă decât orice înțelepciune omenească, voi vorbi peste vreo 12 zile, pe data de 5 aprilie, când va fi cea de-a noua meditație. Și închei cu un gând scurt. Iisus a venit în lume să aducă lumina și să ne scoată pe noi oamenii de sub puterea întunericului. Ori de câte ori un creștin trăiește după principiile lui Iisus Hristos și merge pe urmele sale, acesta va urma lumina, adevărul și dreptatea. Iar atunci când ai curajul să urmezi lumina, adevărul și dreptatea, s-ar putea ca pentru asta să plătești un preț. S-ar putea să fie marginat, s-ar putea să fie dat deoparte, ignorat cu amabilitate sau scos pe margine. Ai curajul să-ți asumi calea adevărului, a dreptății și a luminii? Fericitul Don Pino a plătit un mare preț. Tu ești pregătit să plătești un preț?